Până atunci însă discutăm despre o dietă apreciată de unii și contestată de alții. Așa o putem descrie pe această faimoasă dietă bazată pe grupe sanguine. Au trecut ani buni de la apariția ipotezei conform căreia dacă mâncăm în funcție de grupa de sânge putem pierde kilogramele în plus și ne putem îmbunătăți și starea de sănătate. Și de-a lungul anilor au apărut multe alte diete, asta știm cu toții. Tot felul de asocieri alimentare ne sunt recomandate, dar un lucru mi-e clar, nu există o dietă care să funcționeze pentru toată lumea. Haideți să vedem totuși ce alimente nu ar trebui să lipsească din farfurie, dar și ce înseamnă alimentația sănătoasă. Grupele sanguine pot fi folosite drept amprentă celulară și dezvăluie foarte multe lucruri despre noi, inclusiv în materie de alimentație. De pildă, cei care au grupa sanguină 0 ar trebui să consume proteine. Pentru cei din grupa A, în schimb, legumele sunt indicate, iar celor din grupa AB4 li se recomandă o alimentație diversificată. Nutriția trebuie făcută fiecărui om în parte. Trebuie făcut un plan nutrițional, trebuie văzut cu omul respectiv, ce probleme de sănătate are, ce analize și așa mai departe. Nu se fac după ureche. Putem face teste de laborator, în sensul că putem face teste de intoleranță alimentară și atunci vedem dacă există o interacțiune între un anumit tip de aliment și organismul nostru. Pe scurt, sunt mâncăruri care pot provoca inflamații, pot agrava anumite boli sau pot genera o continuă stare de oboseală ori tulburări de digestie. De aceea este foarte important ca înainte de toate să aflăm care sunt alimentele benefice organismului nostru și cele pe care ar trebui să le excludem. În acest sens, o vizită la specialiști este mai mult decât necesară. Există niște proteine aproape în toate alimentele existente la ora actuală, aceste lectine, care de obicei au o anumită preponderență pentru anumite tipuri de grupe. Studiile au fost făcute pe populații mici. Acest subiect a rămas între realitate și mit. Cum ar trebui să arate farfuria de prânz a unui adult? O farfurie echilibrată ar trebui să conțină în bună parte, deci aproape 3 sferturi din farfurie să fie reprezentate de surse de carbohidrați. Adică avem nevoie și de cereale, cum ar fi orezul. Apoi jumătate din farfurie o umplem cu verdețuri, cu legume, care ne aduc fibre, ne aduc minerale, ne aduc vitamine. Iar restul cu o sursă de proteină, care poate fi carne, poate fi brânză, poate fi pește. În felul acesta ne echilibrăm alimentația. Iar eu m-am conformat. Acum am certitudinea că prânzul meu este corect din punct de vedere nutrițional. Și asta pentru că nu-mi lipsesc de pe farfurie proteinele, carbohidrații și salata. Un alt preparat sănătos este sufleul de conopidă. Și prepararea lui nu durează mai mult de 30 de minute. De ce avem nevoie? Avem nevoie de 150 de grame de smântână de gătit, 4 ouă, conopidă poșată, anșoa, usturoi, nucșoare, sare și piper. Le punem în mixer pentru un minut și turnăm amestecul obținut în formele pe care le vom introduce în cuptor într-un vas cu apă la 180 de grade. Cât timp sufleul este în cuptor, pentru aproximativ 30 de minute, ne-am gândit să mai pregătim și o salată. Ce fel de salată? Cu ton roșu, feta, brânză feta, roșii cherry, crutoane, aici avem mac. Există o mulțime de variante gustoase și rapide pentru mese sănătoase care asigură necesarul zilnic de nutrienți. Să nu uităm însă de hidratare, care este la fel de importantă ca planul alimentar organizat.